Convocați în ședință ordinară, în baza dispoziției numărul 32 din 17 martie 2021 a domnului primar al comunei Corbatan, cu privire la ordinea de zi care v-a fost făcută cunoscut prin invitațiile de participare la ședință. Ce să prezăm, și rog pe domnul primar să supună spre aprobare proiectul ordinei de zi, după care să intrăm la discuție. Iertați, bună ziua, domnule consilier, vă mulțumim că ați dat curs astăzi invitație noastră la ședința ordinară a Consiliului Local. Avem pe ordinea de zi cu tot cu raportul primarului, 4 proiecte de hotărâre, nu? 3 proiecte și raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunității. Proiectul numărul 25. Privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului investiții, modernizare, renovare, dotarea Crâmului Cultural Corbasca. Supunem spre aprobare, vă bine. Am înțeles. Proiectul de hotărâre numărul 26, privind aprobarea utilizării sumei de 1.225.674 aflat la dispoziția Consiliului Local din excedentul bugetar al anului 2020 pentru servicii, lucrări, recepționate acele de secțiune de dezvoltare, stabilirea nivelului costurilor anuale pentru susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2021 și raportul primarului, cine este pentru adoptarea ordinii de zi de astăzi. Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Și trecem la prezentarea ordinii de zi atunci, să fim operativi. Proiectul de hotărâre numărul 25, dacă l-ați avut la îndemână, are ca obiect modificarea devizului investiției renovare, dotare, ăsta, modernizare, renovare și dotare cămin cultural din comuna Corbasca. Cunoașteți că contractul inițial este reziliat cu domnul constructor, motiv pentru care, după aprobarea în Consiliul Local a devizului sau respingerea lui, funcție dumneavoastră cum apreciați, să procedăm la o nouă achiziție care să aducă la lumină un constructor sănătos la minte care poate să vină să facă și lucrări. Din total lucrări au fost efectuate doar 3%. E absolut jenant pentru un constructor care vrea să fie caracterizat ca și constructor. E mare. Urmează demersul la fir cu hotărârea de Consiliul Local, cu devizul aprobat, după care dumneavoastră o să ne ia ok-ul să organizăm alta chestie publică, să selectăm un constructor care o să ne ajute. În paralel, o să mergem să ne adresăm instanțelor de judecată pentru a soluționa speța cu constructorii care s-au vinovați pentru această întârziere. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu poate rămâne pedepsit un constructor cu, un comportament de genul acesta, urmând să suporte rigorile legii și să fie interziși pe piața asta achizițiilor publice. Nu poți să stai cu bani europeni, mai ales, să nu poți să faci nimic. Dumnealor, încă de la început, în afară de faptul că s-au prezentat aproape jalnic la lucrare, au continuat prin a solicita sume, nemai înțelegând nimic, neînțelegând că, de fapt, prin semnarea contractului de lucrări și-au asumat prețurile pentru investiția respectivă, neînțelegând până la urmă nimic, lucru care a dus la rezilierea unilaterală a contractului. Noi am fost cei care am inițiat și s-a ajuns astăzi aici. Sperăm ca Dumnezeu să ne ajute să avem noroc, pentru că și serviciul ăsta electronic e un hazard. Până la urmă, știți cum e, criteriul prețului celui mai mic și toate celelalte care stabilesc ierarhiile în achiziții guvernează încă acest sistem și păcat. Nu poți să-ți alegi un om cu care să lucrezi, pe care ți-l dorești tu, și pentru asta trebuie să te rogi la Dumnezeu să-ți dea un constructor sănătos ca să-ți facă o treabă. Proiectul numărul 26, știți că am mai avut anul acesta, aprobarea utilizării sumei din excedentul bugetar
Cred că este raportul doamnei contabil aici. Da, este. Da? Raportul a avut la bază anumite solicitări. Între timp au mai venit sume de la Ministerul Lucrărilor Publice pentru lucrările aflate în derulare. Okay. Sunt niște notificări de la constructori, contractele sunt cum sunt ele, scrise, clare. Dumnealor uzează de toate clauzele din contracte. E trebuie până la urmă să le achităm, mai ales că noi avem sume în buget pentru cofinanțările respective și atunci omul care lucrează trebuie să fie și plătit. Și pentru asta solicităm aprobarea noastră. Mai ales că bugetul se lasă încă așteptat. Din punctul meu de vedere, este cred că al doilea an, dacă nu mă înșel eu, timp în care ni se dă buget în aprilie sau în mai, lucrul ăsta îngreunează activitatea în administrația publică locală în general, la nivel național, toată lumea plânge din acest motiv. Nu poți veșnic să stai, în loc să ai în ianuarie buget și să dai drumul la treabă cu bateriile încărcate la începutul anului, te trezești că avea mai sau în aprilie, Doamne ajută, să fie și în aprilie, avem buget aprobat. Parcă n-ar mai fi oameni cu experiență în țara asta, de-am ajuns să punem tot felul de tirifici din ăștia miniștri și primul ministru, la fel de om cu experiență, se pare că este, că nu înțelege că o țară nu poate fi guvernată numai pe, eu știu, genunchi. Asta e modelul pe care astăzi noi îl vedem. Deci dacă unei entități nu-i dai voie să fie liber, autonomia locală, practic, eu nu mai văd ca și o utilitate publică. Ce rost are să stau eu să aștept jumate de an ca să-mi dai drumul la un buget pe care o să-l constatăm cu toții, că o să fie cum o să fie. Nu poți să-ți dezvolți nici viziune, nici nimic, în condițiile în care ești înfășurat într-un harnașament din ăsta și nu poți face multe lucruri decât vedeți. Pentru orice treabă trebuie să veniți să ne întâlnim în Consiliul Local. Nu că ar fi un lucru rău, mie îmi face plăcere să ne întâlnim în Consiliul Local pentru că am făcut chiar plăcut, utilă chestia asta de a ne întâlni aici, da? Se pare că și lucrurile din comună se par să ne dea dreptate. Da. Proiectul numărul 27 face referire la stabilirea nivelului costurilor anual de susținere a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Este vorba de un număr de 12-16 beneficiari avem noi, copii și adulți, internați în spitale, centre de tip rezidențial pe raza județului Bacău, cetățeni de comunei Corbasca, cu diagnostice complicate, imobilizați majoritatea dintre ei la spart, pentru care comuna Corbasca trebuie să vină cu un aport de 35%, știu eu că era, da? Restul sumei fiind plătită de Consiliul Județean Bacău. Cunoașteți istoria. Noi suntem parteneri cu Consiliul Județean și lucrul ăsta ne ajută. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla să nu fim parteneri cu Consiliul Județean și să nu primim aceste sume, adică în proporție 65%, în condițiile în care sumele le-a zis la cine vrea să ridică, sumele de rezidențiat acolo, rezidență, rezidență fi mai sofisticat. Și ultimul punct este raportul primarului privind starea socială, economică și de mediu a comunei Corbasca în anul 2020, pentru că facem referire la anul care s-a încheiat. Și dacă îmi dați voie, am să dau citire, chiar dacă o să dureze un pic. Nu e așa de mare, nu e așa de scurcos. El putea să fie și mai complet, dar treburile cu care ne confruntăm ne-au, știu eu, lezat cumva posibilitatea de a dezvolta mai mult despre ce e vorba în comuna Corbasca. Raportul primarului comunei Corbasca privind starea socială, economică și de mediu a comunei în anul 2020.
În executarea atribuțiunilor referitoare la relația privind Consiliul Local, în calitate de primar, revine obligația de a prezenta pe primul trimestru al anului un raport anual privind starea socială și de mediu al comunei, obligație prevăzută expres de articolul 155 alineatul 3 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 3-7-2019. Având ca suport strategia de dezvoltare a comunei Corvasca, am inițiat o serie de proiecte încă din 2016, care au ca termen de finalizare anii care urmează funcție de momentul în care a început implementarea fiecare. Aici trebuia să dezvoltăm, să facem o listă anexă cu toate proiectele de dezvoltare care sunt în derulare, să urmează să fie implementate de acum. Privind anul 2020 la care mă raportez, voi face o evidențiere a principalelor acțiuni legate de starea socială și de mediu a comunei Corvasca, analizând fiecare compartiment în parte. Impozite și taxe locale. Execuție în buget local 2020, total venituri. Secțiunea funcționare, 7.197.896 lei. Secțiunea dezvoltare, 2.004.806 lei. Total venituri, 9.238.702 lei. Execuție în buget local 2020, total cheltuie în secțiunea funcționare. 4.843.575, secțiunea dezvoltare 3.487.290 de lei. Total cheltuie 8.330.867 lei. Excedentul anului 2020 este 2.296.722 lei. Excedentul anului 2019 este 3.487.292 lei, totalul excedentului fiind 5.784.14 lei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aproximativ toate lucrările de investiții la această oară au asigurate cofinanțările de la buget local. Și m-aș duce numai către lucrarea de modernizare pe drumul de interes local, care are din partea bugetului local o cofinanțare din 3.500.000. Dacă luăm 3.500.000 din 5.700.000, mai rămâne cu 1.200.000, cât mai rămâne aici. Sau 1.700.000, cât e. Mă rog. Avem lucrări multe și trebuie să la toate trebuie. Sunt și din buget local, sunt și din bugete separate venite de la ministere, de la FIR, de la asta, care obligă bugetul local la cofinanțări și pentru asta, sigur că nu ajung banii ăștia. Noi am făcut un calcul, o analiză asupra tot ce avem de dezvoltat și ne-ar trebui, eu știu, la secțiunea asta de excedentul 16 milioane din ce am socotit cu doamna contabilă. Ca și surse de venit la bugetul local, putem menționa sume din TVA 4.785.360 de lei, sume de parcare din impozitul pe venit 1.378.913 lei, sume alocate de la AFIR, Agenția Finanțării pentru Investiții Locale, Rurale, 3.939, sume primite FADR 11.855, sume de la PNDL până la data la care am întocmit raportul astăzi, de exemplu, au venit informări cu, în legătură cu sume care trebuie plătite de valori foarte mari, 1.394.526 lei, sume primite la Fondul Solidaritate Europeană în cadrul unui proiect prin Programul Operațional Capital Uman, la care școlele sunt beneficiari de activități, 304.929, subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor din fonduri europene nerambursabile, adică aici ar fi avansul de la Cămin și banii de la PAR veniți deocamdată de la AFIR, 22.017 lei. Subvenția acordare ajutor încălzire cu lemne, 54.829, și ăștia vin tot de la guvern banii. Finanțare cheltuie cu capitalul, de capital, unități de învățământ, 303.540 de lei.
Sume alocate de ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare schematică, 25.391 de lei. Servicii de alimentare cu apă, 141.031 lei. Venituri din prestări, servicii de salubrizare, 205.600 lei. Impozit pe clădiri, 55.074 lei. Impozit pe terenuri, 204.671 lei. Impozit pe mijloace de transport, 151.375 lei. Concesiuni și închirieri, 71.579 lei. Taxe de timbru, 6.643 lei. Amenzi, 100.657. Alte impozite și taxe, 1.910 lei. Transferuri voluntare, 10.000 de lei. Starea civilă. În 2020 au fost eliberate 20 de acte de naștere, 8 pentru băieței și 12 pentru fete, certificate de căsătorie 30, certificate de deces 45, transcrieri certificate și extrase eliberate de autoritățile străine și înscrise în registrele române de stare civilă 18, eliberări la cele certificate de naștere 89, căsătorie 60, deces 48, asta înseamnă documente pierdute și eliberate a 80-a oară. Eliberare de extrase pentru uz oficial de pe actele de naștere, căsătorie și deces la cele organelor abilitate, judecătorie, cabinete de avocatură, poliție, 18 bucăți. Întocmit mențiuni pentru actele de stare civil la exemplarul 1 și comunicare, la exemplarul 2 sau la primăria locului de naștere din țara a persoanei respective, 95 de bucăți. Cerere pe baza cărora se eliberează anexa 24 pentru defuncții, privind dezbatere succesorală 55, sentință judecătorie și de divorț, rămase definitive. Operate prin mențiuni pe marginea actelor de naștere și de căsătorie, la celor în cauză, 10 bucăți. Completat buletine statistice și trimise la Direcția Județeană de Statistică, 94 de bucăți. Eliberare livrete de familie, 20 de bucăți. Registrul agricol. În registrul agricol sunt 1.750 de posii de roci, inventarezul suprafață de teren de 6.385 de hectare. Arabil, 2.625 de hectare. Pășune, 668 de hectare. Fânețe, 21 de hectare. Pădure, 2.031 de hectare. Vii, 118 hectare. Luciu de apă, 516 hectare. Curs construcție, 176 de hectare. Căi și comunicații, adică drumul, 71 de hectare. Terenuri degradate sau neproductive, 158 de hectare. Animale, vaci 210, aterola curbasca cu câțiva ani, cai 60, porci 370, păsări în jur de 5.000, utilaje agricole, tractoare 80, combine 5. 80 este o cifră care, nu știu dacă există și dincolo la venituri, o să verificăm. Astea ar trebui să fie înregistrate până la 31 martie. Aviz celor care nu înregistrează, urmează amendă plus înregistrarea obligatorie în registrul agricol a utilajelor. În 2020 au fost cultivate 2.283 de hectare, după cum urmează. Cu porumb, 1.318 hectare, cu grâu, 185 de hectare, cu legume, 116 hectare, aici însumând și grădinile cetățenilor. Cu floarea soarelui 185 de hectare, orz ovăz 15 hectare, plante de nutres 440 de hectare, cartofi 3 hectare, rapiță 21 de hectare. Au fost eliberate 13 certificate de producător și 12 titluri de proprietate au fost eliberate sau modificate. Se lucrează la înregistrare sistematică și inventarierea terenului pe raza administrativ teritorială a OAT Corbasca, lucrarea fiind efectuată în proporție de 30%, știți că sumele primite la ANCPI. E gratuită lucrarea, numai că oamenii se trag înapoi de frică că le ia cineva ceva și nu participă efectiv la această lucrare. Compartimentul agricol a acordat asistență primară tuturor celor în îndocumirea documentației de solicitare a subvențiilor pe suprafață. La compartimentul urbanism au fost emise un număr de 13 certificate de urbanism, 9 autorizații de construire și a fost actualizat, cum facem în fiecare an, domeniul public și privat al comunei Corbasca.
asistența socială și autoritatea tutelară, avem beneficiarea legii 416, 3 dosare, alocații de stat 39, alocații complementare 79, alocații persoane cu handicap cu soțitor 2, fără soțitor 24, subvenții la încălzire 207. La sănătate putem menționa că avem un cabinet cu un medic de familie, o farmacie umană, un cabinet de medicină veterinară și un asistent medical în cadrul aparatului de specialitate a primarului, asistent medical comunitar. La protecția mediului avem contract de salubrizare, deșeuri și colectare selectivă prin Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate cu operatorul Romprest SRL. Igienizarea localităților se realizează cu ajutorul beneficiarilor legii 416. Are loc permanent toaletarea spațiilor verzi și a căilor de acces. Înlăturarea permanentă a focarilor poluate din zonele riverane ale satelor, acțiuni permanente folosind forța de muncă ale beneficiarilor legii 416, care sunt foarte puțini, și a celor trei corifei ai noștri, care săracii sunt la saturație maximă. Serviciul voluntar pentru situații de urgență, Comitetul Local pentru situații de urgență, măsuri de prevenire a incendiilor și arderilor necontrolate prin informarea populației și controlul la gospodării, ce face, ce am făcut și urmează să facem în continuare. Intervenții imediate, maxim 30 minute de la anunțarea evenimentului. Serviciul voluntar are 15 membri, deține 10-15 costume, nu știu cât o noi fi acolo, motopompă, motofierăstrău, generator, scară telescopică, unelte de intervenție pentru situații de urgență și material de primă intervenție. Sistemul voluntar a participat la concursuri profesionale organizate din Subalcău, calificându-se la faza județeană, deci chiar ne pricepe. În ierile din 2019-2020, 2020-2021 au fost menționate circulabile toate drumurile, acționând continuu cu utilaje specifice deținute de administrația publică locală, cu excavator, autocamion cu lamă, tractor cu lamă, autogreder. Și lucrul ăsta nu cred că poate să-l conteste nimeni. Relația cu Consiliul Local. În 2020 au fost convocate 17 ședințe ale Consiliului Local, 12 ordinare și 5 extraordinare și o ședință de constituire a noului Consiliu Local, toate anunțate public, toate au fost ședințe deschise. Și asta și în afară de extraordinare, sunt ședințe publice, poate participa oricine dorește din comunitate. Consiliul Local a adoptat un număr de 73 de hotărâri, au fost emise un număr de 208 dispoziții ale primarului. Proiectele de hotărâre au avut ca inițiator primarul, inițiatorul a avut în permanență consultări comisiile de specialitate ale Consiliului Local. La întocmirea bugetului local au avut loc consultări cu Comisia de Buget Finanțe, compartimentele de aparatul propriu al primarului, precum și cu ordonatorii terțiari de credite, directorii de școli. Relația primar-Consiliul Local o pot eu clasifica ca fiind foarte bună, pentru faptul că există o permanentă consultare și deschidere de ambele părți. Consiliul Local Corbasca este foarte responsabil, consilierii cunoscând foarte bine problemele comune, fapt care ușurează adoptarea hotărârilor. Este o transparență totală în luarea deciziilor și analiza oportunităților, astfel încât să fie tot în folosul comunității în ansamblei. În anul 2020, toate solicitările cetățenilor au primit răspuns. A existat în permanență disponibilitatea primarului și aparatului propriu rezolvarea tuturor solicitărilor în condițiile legii. Primarul a primit în audiență permanent cetățeni și în aceeași zi a pus rezoluție pe solicitare, trimițând compartimentul vizat cu specificarea de rezolvare. Viceprimarul l-a subținut foarte bine pe primar, a completat prin intervențiile sale munca din administrație, s-a citat foarte bine de obligațiile delegate. Între primar și comunitatea locală a existat o deschidere totală, propuneri venite din partea cetățenilor s-au concretizat fie în hotărâri de Consiliu Local, fie în proiecte realizate sau în curs de realizare. Telefonul primarului, chiar dacă este privat, este public și poate fi apelat de orice cetățean, orice problemă, la orice oră, cu problemele comunității sau probleme personale. În limitele posibilităților, am răspuns oricăror solicitări din partea cetățenilor. Am simțit în permanență încurajare și susținerea comunității din Corbasca în tot ceea ce am realizat.
la capitolul învățământ în anul 2020. La fel ca și în anii anteriori, problemele școlii au fost prioritate zero pentru primăria Corbanța. În acest sens, au fost alocate resurse financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor și procurarea materialelor pentru buna funcționare a instituțiilor. Au fost făcute demersuri în vederea obținerii finanțării necesare construirii lucrurilor sanitare, interiorul clădirilor, lucrări aflate la stadiu de finalizare. Anveloparea școală gimnazielul Văcioi, lucrare finanțată din buget local, construire grădiniță cu 3 sări de grupă, fonduri Ministerului Educației Naționale, înlocuire șarpantă și dotări laboratorii la școala gimnazială Corbasca, lucrare finanțată prin PNDL. Sunt doar câteva exemple care evidențiază atenția Consiliului Local Corbasca pentru educație. La cultură, în anul 2020, au fost continuate și lucrul ăsta l-am făcut și astăzi, demersurile în legătură cu investiția, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Corbasca, un lucru care mie stă pe gât și sper ca anul acesta să vedem mișcându-se, să alungăm și ultima parte de suspiciune care ar exista asupra acestui lucru. El o să se facă până la urmă, că nu are cum să nu fie finalizat și să scăpăm toți de imaginea asta de epavă ce e acolo între blocuri. Au fost sprijinite cu sume din bugetul local instituțiile de cult pe raza administrativ teritorială. Ca și concluzii, în anul 2020 a fost urmărită buna gestionare a bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Corbasca. Uneori s-a reușit, alteori nu a fost cum ne-am fi dorit. A reușit să menținem infrastructura de drumuri în condiții de funcționare și am intervenit pentru lăturarea factorilor care ar fi putut participa la deteriorarea lor. Ploi, zăpezi și dumneavoastră ați văzut lucrul ăsta. În nota bunei relaționări cu Consiliul Județean Bacău, am continuat demersurile făcute și în anii anteriori cu privire la modernizarea drumului județean 252 din cei care traversează Comuna Corbasca, astăzi putându-ne bucura de un stadiu avansat al acestei lucrări. În fiecare an se face inventarul la toate instituțiile care aparțin de primărie, se analizează starea fizică a clădirilor, a drumurilor și a tuturor celorlalte obiective, fiind înaintate către Consiliul Local propune pentru intervenție atunci când este cazul. Prin acțiuni desfășurate de aparatul propriu al primarului, am căutat să păstrăm bunurile, să conștientizăm comunitatea, tinerii, să de obligativitatea respectării legilor privind folosirea, utilizarea bunurilor în domeniul public și a privat. Cu considerație, vă mulțumesc, m-am înnecat cu scame de la masca asta, de nu mai pot. Cred. Domnul președinte, în scrie la discuții. Da. O precizare aș vrea să fac înainte de discuții, că cele 73 de hotărâri adoptate de Consiliul Local în cursul anului 2020 au fost aduse la îndeplinire prin compartimentele de specialitate de către domnul primar al comunei, în așa fel încât bilanțul de astăzi să fie cât mai clar. Și să vă mai spun că niciuna din cele 73 de hotărâri nu au fost atacate în contenciosul administrativ. Asta înseamnă că ele au avut un aviz de legalitate și au fost întocmite conform legislației în vigoare, în așa fel încât să constatăm cu toții că legea la Comuna Corbasca este respectată. Se pot înscrie la asta. Mulțumesc, Claudiu. Ați ascultat problemele care sunt puse în discuție, cele trei proiecte, proiectul de hotărâre numărul 25, 26, 27, precum și raportul primarului pentru anul 2020. Vă rugăm să vă înscrieți la discuție și să veniți și cu alte propuneri, la diverse, puteți să veniți cu discuții. Da. Vă rugăm cine să scrie la discuție. Întâi înscriem, după aceea îi dăm drumul la discuție, da? Sigur, sigur. Da. Vom de la stângul la dreapta. Avem ce discuta. Sunt probleme care ne interesează și pe noi, ca să le putem aproba, să ne dăm girul, să poate primarul să le ducă la îndeplinire. Da. Da.
domnul Labira. Da. Altcineva. La tine să vrei eu, Drăghici. Hai la cine? Da. Domnul Drăghici. Da. Așa? Păi nici urmă diverse mai ne-a zis. Dacă nu vine, vreau să stau tot bine la noi. Cu ce? Da, domnul Maldare. Da? Altcineva? Vă mai gândiți, dăm cuvântul lui domnul Abare. În legătură cu raportul domnului primar, nu am fost în Consiliul Local de Mediezitate, dar se vede că este în comună corpoasă un adevărat șantier și gestionează bine bani. Nu dă banii cum cer șmecherii de constructori. Este ceva, că avem ceva bănuți rămas, 5.784.014 lei, nu orice comună se laudă cu banii ăștia. Este bine pentru investiții. Aici am văzut la stare ce vede că 20 de nașteri și 45 de decese, greu. Stăm bine. Stăm greu. Păi tu vorbești? Vă rog să mă credeți, dacă se putea, eu făceam 5. Da, doamne. Nu, nu. Dacă se putea, făceam. Dar am fost singur și nu mi-o convenit. Credeți-mă. Alții au putut să fac copii mai mulți și s-au oprit pentru că doi erau prea mult. Înțeleg. Sau... N-ai mai putut să concepe, am înțeles. Lăsați-mi să expun. Veniți când vă scrieți la bună. Este o situație pus exact la punct cu tot, de ce este tot, pământ arabie, pășuni. Felicitări, domnul primar. Chiar ați... Mulțumim frumos. Dar mergi, mergi. Una pe asta, mergi. Mergi. Te străduim să mergi. Da. Mergi. La diverse, dacă aveți. La diverse, acum, chiar cum a zis și doamna Gina, la trecută, se poate duce cu mașina de gunoi pe uliță la Mihai acolo. Se dea cu spatele. Chiar am fost și m-am uitat iar de nou și... Deci nu este o problemă să dea cu spatele 3-40 de metri. A. Măcar până la fântână, acolo la șendă. Da. Deci se poate da un pic cu spatele. Se... Sunt familii cu 5, 6, 7 copii și vă dați seama la gunoi, dă sume enorme. Deci sunt sume enorme. Mă uitam la finalul... Dar nu are... Acolo. Nu are... Sonderul? Nu are, dar le prinde să-l ducă, că se spacă. Se fură, au început să fure și se fură, despacă. Și ăla are inventat. Dar are posibilitate să dea posibilitate. Dar are posibilitate de drumul lat acolo. De care dacă iese o creangă ceva, cât îi iau o truș, o tai imediat și nu se da, ducă. Nu zice, că de colo la stor, dar nu se poate duce acum așa. Nu are cum. Dacă îi vorcă pomii. La Crăciun și la Pâncești și la alte Bălcescu sunt pe marginea drumului județean. Da, am văzut. Și nu le pune nimeni. Așa e posibilitatea lor. Da, da, da. Au după, dacă au furat, dacă au furat containerele mari. Da. Bună marge. L-au luat de la Scărisoara, mi-a spus o femeie, l-au luat, l-au dus în păduri, l-au luat cărți și au spus totul. Da. Da. Se scurgeau strugurile atunci și erau bune. Da, așa must. Da. Cam atât am avut. Domnul Drăghici. Da, așa vreau de spus, e problema cu balustrajele pe drumul care-i făcut. Oamenii vrea să intre la pământ, să lare, să-l samine. Și putem să facem. Podețe. Nu, e vorba de podețe. Ați în balustrale? Da. Dar s-a făcut acces în tarla. Nu s-a făcut deloc, domn secretar. Și oamenii vin și ne spun și noi, la rândul nostru, vă spun în asta, și de făcut, că trebuie să facem ceva. Dar legătură cu proiectele, domnul Bățică? Cu proiectele sunt de acord, îl felicit pe domn primar, să o ținem tot așa, să ne facă comuna frumoasă, să nu mai fim aia de altă dată arătați cu deștul. Dar, ce?
Și cu iluminatul public, dacă se poate, cu, avem niște becuri arse pe acolo, dacă se poate înlocui. Am mai spus-o și la ședința trecută. Da, da. Doar cam atât, da. Vă mulțumesc. Doamna Mandare. Și eu aș mai avea o problemă cu apa asta de la noi, nu știu. Nu s-ar putea schimba tot conducta aia de la Victor și până la... De la cămin la cămin? Nu. Da, cred că da. Nu, dar dacă o să se pună asfalt, cum să mai poate? Nu mai putem umbla, nu mai clar. Și se sparge din... Și totuși problema e curba aia acolo. E mult. Așa ar fi cam 20 de abonați. Între căminile astea două. Și să ne plătim noi legăturile de acolo, dar nu se poate așa de la primărie sau să facă ceva. E vorba de 12 lei cât eu bufă de aia, așa. E vorba de timp și nu avem cu... Da, trebuie să facem și asta, că nu putem să... Și cum v-am mai spus, la noi sunt rubile alea sub... Știu. Și sunt, cred că 5-6. Și dacă apa o să stea sub asfalt, că n-are unde să... Pământul se îngloaie, se infiltrează și după aia încetează cu tot pe asfalt. Și o să fie mult mai greu și mai greu asta. Unde se îngloaie? La ghița lui Brumul, la Ghijoagă, la ghița lui Dobășan, la Ioșcău, la Mini. Care traversează? La Dast, da, da, a mea, la Mini, din la gardul meu și până aproape de a mea. La ce ar fi? Care e distanța de la drum până la Brumul? Nu știu dacă este mai mult de jumătate metru. Eu nu știu cum, cum de nu cedează. Sunt arsi cu Hărăciucul, cum era odată. Da, și dacă o să fie un trafic... Și dacă va intra apa acolo, imediat se duce. Când se treacă la tansare și la asfaltare, atunci am bate cu ăla. Dar o bătut de scurt, nu ce dată. Da. Înseamnă că mi-ai adânc. Nu știu. Mi-ai adânc, n-ai cum. La mine era scăpam odată. Scăpam apa atunci pe râu, cum venea așa, se ducea, da? Se ducea... Repede și nu te-a dus. Da. Da, e o problemă. Acolo să vedem câți metri mai avem de unde rămânem astăzi, că am mai băgat 13 metri. Păi am văzut, dar se muncește în zadarii, muncă multă și... Bun, ce am înlocuit, e înlocuit, nu mai avem treabă cu... Da, ați văzut? Ați înlocuit la Valii, să spart mai la deal. Ați înlocuit mai la deal, să spart mai la deal. Și de cinci, tot să... Rezistia veche care nu au băgat-o. Rezistia să transferă, îți duce unde-i publicul mai zi. Din centimetru. Și la Cojucar, acolo, tot în curbunii, spate, asta este și un becar spus. Dar și nu avem contract pentru cu domnul. Flamează, continuă la când s-a prindit. O să vă spun la răspunsul. Da, mulțumesc. Da. Altcineva care s-a pregătit? Consilierii vechi care au fost în perioada... Dar și ăștia noi ce au? Ăștia noi ce au? Ăștia noi îți vechi de acum. Ăștia noi ce au? Au făcut ceva. Nu am vrut să spun altceva. 2016-2020, care au fost în legislatura trecută și știu că am aprobat o mulțime de proiecte, care toate au fost realizate. Se vede urmare. Avem ce spune, dar... La ședință. Da. Mai dorește cineva? Doamna Ulica. Sunt de acord cu toate proiectele și hotărârile care le dăm astăzi, le-am discutat și țin să-l felicit și eu pe domnul primar pentru că zi de zi văd cum merg lucrurile și mă bucur și cred că toată lumea se bucură de tot ceea ce se întâmplă cu comuna noastră. Așa. Vin la proiectul cu Căminul Cultural. Poate dă bunul Dumnezeu și să rezolvă că eu o urât tare. Eu nici nu știu ce să-mi spui acolo. Deci eu când trec pe acolo, deja mi-e frică. Și... Dacă vii mai dimineață. Ce da, este interzis da. Acum? Este, dar mai păstrăm scurtătura când avem. Și cu ocazia asta facem frumos în fața grădiniței. Da. Că poate rezolvăm și cu toate băștile cele care este acolo. Oricum mai vrea n-ai cum, că gunoiile tot se strâng, că bate vântul, îi strânge acolo jos, n-ai... Văd că lucrarea la școală cu WC-ul merge și din tot ceea ce fac băieții cia, se vede că este lucrare și că într-adevăr au pus suflet și poate ne-a ajutat domnul primar să
rezolvăm și restul ce mai rămâne pe margini, că acolo va fi datoria noastră. Amenajăm noi că asta e situația, în urma săpăturilor și tot ceea ce fac ei acolo, trebuie făcut curat. Poate ne ajutați și cu tei în ceala. Poate facem doamna Pașcă, din vorbe de tei. Păi da, dar vrem să facem. E un tei care s-a pleacă pe gar și l-a rupt deja și... Dar care deja gardul s-a crăpat. Da. Ce, nu e grădită, dar trebuie să ne ajutați, să ne ajutăm. Mai grădită, plantat, da, dar știți ce se întâmplă? Nu era un grădită. Înainte de a tăia pe ăla, școala trebuie să planteze doi, cel puțin. Și până vedem noi o să plantăm, da, dar știți, nu era de tăiat dacă nu... Dacă nu, venim consilierii local, fiecare cât un copil, să-l pune. Da, da, da. Nu? Și de unde copil? De la fiață. Găsim, găsim comparație. Și așa e o grămadă de indemnizații. Da, da. Ai cu 15 lei bucire. Dacă le aveți și acum, le plantează. Da. Dar le cumpărăm noi. Deci sunt de acord cu toate proiectele. Și vreau să știu în legătură cu apa ce s-a întâmplat. Cu apa, domnul, la modernizare au dat peste o conductă. Aș să rezolvă, nu pot. Astăzi nu pot bine să vedem. Deci 20 de concluzi. Sunt la telefon. Știu, da. Pui un banan acolo. Mulțumim. Bine, eu ar vrea să vă arăt la cuvinte. Să spun și eu. Sunt de acord cu toate proiectele care s-au discutat astăzi. Foarte bine venite. Să felicită pe domnul primar că a făcut o treabă excepțională, ce nu a făcut bine până acum în comuna asta. Și vrem să-l felicităm din toată inima. Și mulțumim pe calea asta ce a făcut. Vreau să spun și eu că la toate satele din jurul comunei Corbasca s-au proiectat cămin la Corbasca, cămin la Scărișoara, este tot la Băcioi nimic. Noi mergem și dăm câte 1.800-2.000 de euro la o nuntă la Băcioi, care putem să dăm tot în beneficiul comunei, să dăm și noi acolo 400-500, 300, 400 cât o fi taxa și să fie un cămin, că avem unde să facem un cămin cultural mare la Băcioi. Când razia aia, unde e câmpul ăla, acolo se poate face o treabă excepțională. Și tot pentru beneficiul comunei, că doar nu o să lasă comuna degeaba să facă mulți oameni acolo, tot să ia în comisiune, fără discuție, ca să... Și ar fi foarte bine pentru așa ceva. Uite că chestia asta trebuie rezolvată, că e ceva și pentru comunitatea noastră din Băcioi. Da. Suntem atâtea suflete, nunți se face câte 20 și ceva de nunți pe an. De 2 ani. De 2 ani, dar cel puțin. Și așa mai durează pandemia 2 ani, nu o să facă nunți acum. Nu se mai fac nunți de acum. Nu se mai fac. Nici la matanii la aici. Nici la matanii la aici. Fi bun proiect. La primul nu se face. Pentru un comun cultural, domnul primar ar fi bun, foarte binevenit. Bine, cam atât. Cam atât am vorbit ascultat. Altceva? Mai doresc ceva? Dar nu mai zice nimeni. Am să zic și eu câteva cuvinte. Referitor la cele trei proiecte de hotărâre, problema căminului cultural o știți cu toții. Societatea care s-a angajat prima dată ca să rezolve problema căminului cultural a dat bir cu fugiții și din cauza asta suntem aici la aprobarea noi indicatori, pentru că așa este normal, după ce o societate pleacă, se face o nouă evaluare a lucrării și de aceea trebuie să aprobăm noi indicatori de pentru cămin. Referitor la contribuția Consiliului Local la persoanele cu handicap, asta este legea. Să zicem mersi că sunt 12 persoane vârstnice și 4 copii, pare mi se. În total sunt 16, dar costurile sunt destul de mari.
Și să știți că și cei 35% contribuția Consiliului Local, să știți că nu este mică. Este destul de consistent. E bine că noi ne-am ținut în fiecare an al trecutei legislaturi și am contribuit așa cum trebuie, nu am avut întârzieri și penalizări, ba să nu mai spunem ce s-a întâmplat când au fost banii care au venit, n-au fost dați acolo unde trebuie. Așa. În legătură cu raportul domnului primar, dumneavoastră a spus doar în mare ceea ce s-a făcut. N-a amintit nimic aici de faptul că în cei 4 ani 2016-2020, în fiecare an am avut carată pe drumurile comunei câte 2000 de metri cub. Deci în fiecare an, în 2017, în 2018, în 2019 și în 2020, de fiecare dată am adus pe drumurile sătești câte 2000 de metri cub de piatră. Am uitat. Asta ați uitat, domnul primar. În ceea ce privesc proiectele, toate bune și frumoase. Domnul primar n-a vrut să spună și poate că trebuia să spună că în ceea ce privește curățenia comunei, să știți că problema este foarte, foarte, foarte dificilă și să știți că nu este nicio jignire dacă spun că toți cei care au venit aici au plecat cu o impresie proastă despre faptul că oriunde și oricum găsești câte o hârtie, un bidon de plastic, Pampers și așa mai departe. Nimeni dintre dumneavoastră n-a venit în cei 4 ani de zile să spună: domnule primar, l-am văzut pe Blănaru cum căra cu căruța saci de gunoi pe drumul cutar. Nimeni. Să știți că și una din sarcinile consilierilor locali este și aceasta, de a duce în fața primarului tot ceea ce se întâmplă în comună. Nu numai faptul să cere, noi venim și spunem: domne, n-au oamenii pe unde intra la talale. Dar trebuie să ne obișnuim de acum, trebuie să înțelegem lucrul ăsta, nu putem intra într-o tarlă pe unde ne vine nou. Băi, nu contează că e șans, nu contează că nu contează. Punem pământul în șans, intrăm la terenul pe care îl avem. Când există drumuri de acces, drumuri agricole, care fac legătura dintre drumurile comunale și tarlalele cetățenilor. Nu putem să venim acum un drum modernizat, un drum făcut ca lumea și să ne apucăm acum să desfacem parapeții că Badea Gheorghe vrea să treacă din drum direct la tarlaua lui. Nu merge pe drumul care că s-au făcut intrări la fiecare. Sunt niște intrări acolo care sunt făcute, așa sunt făcute. Ele au acolo, pe drumul ăsta, n-au existat drumuri peste tot. Dacă existau, se făceau... Sigur că da, dacă existau drumuri de acces, se făcea intrare din drum. Da, desigur că da. Dar nu putem să vin, că merge cu 300 de metri mai departe, leagă și intră la tarlaua lui. Nu! Dar dacă noi, îmi dați voie să vorbesc, eu v-am lăsat ați vorbit, acum dați-mi voie să vorbesc și eu vă supărați degeaba. Pentru că dacă exista drum de acces, acolo proiectantul făcea cei 10-15 metri modernizat. Dar dacă n-au fost drumuri de acces, pentru că exact, nu e numai la Vâlcele. Aceeași problemă este și la Scărișoara, aceeași problemă este și la Corbașca. Aceeași problemă este peste tot.
Și omul, de ce să înconjoare? Mai bine bagă pământul în șanț, trece la tarlaș, face treaba, pleacă bine, mersi, vine apa și inundă și terenul și sparge și zidul și toată. Și la tine județean. Pentru că noi nu avem curajul să spunem oamenilor adevărul. Bă, tataie, ia stai un pic. Ai avut cale de acces acolo? N-ai avut. Ia du-te, mata, pe unde trebuie. Ca așa? Trebuie să ne obișnuim cu lucrurile astea. Nu mai suntem în anii 50 când era drumul de pământ și cu asta s-a terminat problema. Mai acum câțiva ani am făcut drumul ăla de la Scărișoara la Rogoaza așa cum trebuie. Dar a fost făcut exact așa cum trebuie. Ce s-a întâmplat? Exact ceea ce reclama domnul Drăghici, n-au avut cale de acces. De ce să meargă omul mai departe? A pus pământ în șanț, a trecut la tarlaș și a luat de acolo producția, s-a dus, a arat, a făcut tot ce trebuie, șanțul a rămas înfundat, a plecat apa și a distrus din nou. A cui e vina? A primării. Da? Pentru că acum suntem învățați, dacă până a trăit Ceaușescu am fost învățați să ieșim să facem prestație și comuna arăta foarte frumos, acum nu. Acum trebuie să vină primăria, să-i facă lui Badea Gheorghe curat și în fața casei, dacă se poate și în fața gardului, să-i adune și gunoaiele pe care el le adună și le pune oriunde, numai în coșul de gunoi, nu, pentru că în pubela de gunoi se pune orice în afară de gunoi omenajer, da? În general, toată lumea, toată iarna a pus cenușe, cenușe, da? În loc să o adune, în loc să o adune, să o pună în tarla, în grădină, că cenușa este în creșământ, așa, el mai bine o pune în tomberon. O pune în tomberon și prin controlele care le-am făcut când am urmărit mașinile cu gunoi, este foarte multă cenușă. Iar dumneavoastră, în discuțiile pe care trebuie să le aveți cu cetățenii, da? Ar trebui să le spuneți și acest lucru. Băi, Bade, ăsta este gunoi menajer. Nu, cenușa nu este gunoi menajer. În toate satele există pubele pentru deșeurile reciclabile. Nimeni nu vine, bacă-s prea departe, bacă nu știu ce, bacă nu sunt bune, bacă fel de fel de motive, dar nimeni nu face selectarea deșeurilor. Și atunci vine garda de mediu, pentru că avem o persoană, este reprezentantul comunei Corbasca la Bruță. Așa vine persoana respectivă și reclamă că scurgerea de la blocuri se varsă în pârâul din fața blocurilor. Că gunoaiele sunt peste tot. Și într-adevăr, garda de mediu a venit și primăria comunei Corbasca au primit o amendă de 60.000 de lei. Da? De ce? Pentru că n-am reușit să urmărim depozitarea gunoaielor. Ei vin și nu discută cu tine. Ne-a dat cea mai mare amendă care se putea da. În același timp cu garda au venit și Direcția de Sănătate Publică și Apele Române. Domnul primar n-a menționat acest lucru, eu vi-l spun, ca să anul acesta, dar gunoaiele nu sunt numai de anul acesta, gunoaiele sunt din ultimii ani peste tot. Pentru că aruncăm gunoaie și încă nu, da, o să intrăm și în posesia celor care fac parte și din Consiliul Local și din aparatul de specialitate al primarului, care mai duc gunoaiele
seara pe drumuri lăturalnice și le lasă din mașină la marginea drumului sau în pădure, că e mai ușor decât să-l pun lângă tomberon acolo sacul ca să-l ia. Nu. Mai bine îl duc la pădure, că e mai ușor. Ia, e curat, e... l-am arunc sacul pe geam sau... Vedeți? Sunt lucruri pe care toată lumea ar trebui să gândească la acest lucru, pentru că dacă atunci când mașinile au fost controlate așa cum trebuie, cantitatea de gunoi a scăzut. Cantitatea de gunoi față de anul trecut a scăzut, deoarece începând din zilele Crăciunului, împreună cu domnul primar și cu ceilalți salariați ai primăriei, am urmărit mașina de gunoi. Și am lăsat tomberoanele care erau grele, pentru că dacă erau grele, nu era gunoi menajer în ele. Era cu totul și cu totul altceva. Ei, gândiți-vă că dacă anul trecut, dacă nu mă înșel, domnul primar, am făcut curățenie la Vâlcele, nu? Da. Parcă în primăvara anului trecut am făcut curățenie la Vâlcele, începând de acolo de sus până jos. Acum este la fel, mai rău, este mai rău decât anul trecut, nimeni nu știe cine cară, dar cară toată lumea, dar nimeni nu știe cine. Și care știe nu spune. Pentru că, vedeți, așa s-a întâmplat și cu cei care administrează, care au în administrație acum izlazul comunal, dumnealor au văzut, au tăcut din gură, acum garda nu i-a mai iertat, cu părere de rău vă spun, au primit și dumnealor amendă și nu e ușor să dai 10.000 de lei, să-i dai la amendă când cu acești bani puteai să faci cu totul și cu totul altceva. De ce? Pentru că i-a fost milă de Blănaru, i-a fost milă de Pușcaș, i-a fost milă de mai știu eu cine, ca să nu reclame la primărie că a dus gunoi acolo. Și acum dumnealor suportă că dacă aveau măcar câteva adrese făcute spre primărie că Dura a cărat gunoi în cutare loc pe izlazul comunal, scăpau. A cărat și Dura? A cărat și Dura. Dar nu recunoască. Trebuie să recunoască pentru că eu l-am găsit pe omul care lucra la dumnealui, ducând gunoi cu roaba. A, cu roaba, că nu sunt. A, cu roaba, cu roaba. Domnul Dura. Nu mai dus. Nu mai dus. Și cu tomberonul, nu numai cu roaba, și cu tomberonul. Da, trebuie să recunoaștem că avem și noi o mare vină. Domnul Dura vrea de avem și noi o mare vină. Ca să nu vă spun că ați au dat din mașină în fața primăriei. Puteți când treceți, mizeria din Castelba. Acolo am platformă mare de gunoi de grav. Vă rog, am lăsat. Vedeți, sunt probleme care, pe care noi trebuie să le aducem în fața cetățenilor. Și vă mai spuneam și în anii trecuți, domnule dumneavoastră, mă refer în special la consilierii noștri ai Partidului Social Democrat, sunteți ochii și urechile primarului în teritoriu. Păi dacă dumneavoastră nu veniți, că nu putem să urmărim toate punctele în care se depozitează gunoi. În general se depozitează gunoi la Scărișoara pe izlazul comunal, la Băcioi pe izlazul comunal și la Vâlcele pe izlazul comunal și Corbasca pe marginea râului care traversează satul. Că dacă mergem în spatele grădinilor, începând de la intrare sau de la ieșire până sus, pe toată marginea pârâului sunt aruncate bidoane, bidoane și bidoane. O să vedeți acum când dă drumul la apă. La apă, că a fost oprită să poată lucra acolo, o să vedeți ce se întâmplă. O să vedeți ce se întâmplă. O să vedeți bidoane care vin în centrul satului aici. Cei de la Apele Române au constatat de fapt că scurgerea de la blocuri nu este așa cum a fost reclamată.
n-au găsit ceea ce reclama domnul Drăghici de la Vâlcele, domnul de la Bruxelles, care stă lângă Parlamentul Europei, așa, și reclamă că sunt gunoaie peste tot. Dar dumnealui nu-și vede averea pe care o are la intrare în satul Vâlcele și nu a făcut nimic acolo. El acolo nu vede, vede numai bârna din, adică gunoiul din ochiul altuia, bârna din ochiul lui nu o vede. Dar asta este, oamenii au venit, au văzut, ne-au sancționat, ne-au dat termene ca să facem ceea ce trebuie făcut și pe urmă, iertați să-mi fie, vreau să vă spun și următorul lucru. Nu cred că este normal să aduc oameni de la Scărișoara să fac curat în satul Băcioi. Nu cred că este normal. Nu cred că este normal. Adică ar trebui să mă aduc oamenii de la Scărișoara să fac curat la Scărișoara, cu cei de la Băcioi, să facem curat cu cei de la Băcioi, pentru că nu vine nimeni de la Scărișoara să arunce gunoiul pe izlaz sau sus la pădure, acolo, de la, pe drumul de la cimitir. Nu vin cei de la Scărișoara. Eu am fost cu ei, am adunat o grămadă de saci acolo, unul dintre băieți, el a pur și simplu a și vomat. E penibil, vă spun, e penibil. Cine face treaba asta? Cetățenii satului Băcioi. Păi nu vin, domnule, numai și cer. Nu vin numai și cer. Avem cerințe pentru drumuri, pentru iluminat public, pentru cutare, pentru cutare. Dar nimeni nu vine să spună, uite, băi, a aruncat lăcătuși gunoiul în șanță. Nimeni nu vine să spună treaba asta. De ce? Păi de ce să mă pun rău cu vecinul? Pentru că duc și ei, domnul Mici, asta e toată, duc toți, de-aia nu se spun, că dacă unul n-ar duce, ar spune pe celălalt. Este mizerie. Nu spun că la fel este și încorbat. Dacă cei care au fost afară, acolo se comportă ca atare, când vin aici, de frică. Uite, sunt mari boieri. Sunt mari boieri și ia sticla de suc în mijlocul satului din mașină și o aruncă în șanț. Sau în fața primăriei aici. Sau în fața primăriei. Nu e. Trebuie să mai lucrăm un pic la educație. La educație și aici și școala ar trebui să facă, pentru că în momentul în care a început școala, de la școală și în stânga și în dreapta, numai măști aruncate. Și în stânga, și în dreapta intrării în școală sunt măști aruncate. Cine le aruncă copiii, ies de la școală cu ea și după ce au trecut cu dreptul bisericii, și van cu ea pe jos. Este, să știți, că sunt zilnic. Dar zilnic aruncă. Da. Da. Zilnic. Mă iertați că sunt, dar să știți că fără ajutorul dumneavoastră nu putem urmări pe toată lumea. Și trebuie să luăm inima asta în timp. Am promis rândul trecut că mergem și urmărim mașina cu gunoi și ca dovadă că am făcut acest lucru, descoperind că, de fapt, în pubelele pentru gunoi menajer se pune cu totul și cu totul altceva, așa, vă rugăm ca să, fără niciun pic de jenă, că nu ne ducem omului să spunem, uite, bă, a venit cu tare și mi-a spus că tu ai dus gunoi, veniți și dați-ne câteva persoane ca să... Nu mai merge. Așa cum ăia de sus au venit și asta de vorbă, domnul primar, 60.000, că asta e legea, nu amenda cea mai mică. Ne-a dat amenda cea mai mare. Da? O să rămân anonim dacă vă dau numele, nu?
Absolut. Adică vine înțeles. V-a zis lăcătoși că nu ne ducem să... Ba, mai mult. Noi făceam curat la Băcioi, da? Și aia lui Zmedu. Alu Zmedu, după când au rămas și de ce băieții lui Mircea, fac cu tomberonul pe izlat. Și am spus, domnule. Băi frate, dacă vine, eu nu înțeleg de unde atâtea gunoaie, domnule, într-o casă de om. De unde atâtea gunoaie, frate? Am avut vreo 20 acolo. Și 7. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc și noi, domnul viceprimar. Da, dacă puneți, da, ce... dacă puneți care de la vedere, atunci o să vedeți totul. No, în general, pe care nu apare. Pentru că știți foarte bine că noi am avut un proces cu cel care a avut camere și n-am putut, până când nu s-a rezolvat problema procesului. Și ăsta trebuie să vină de acum, nu domnul primar, parcă la și la mândru. Executat Silis să vină să-și ridice camerele de aici. Vrea, am stabilit cu domnul primar să punem în comună cam în jur de 55 de camere, cam atât ne-am gândit noi, dar să știți că și cele 55 de camere implică niște costuri. Să nu credeți că... Ce le pune cineva degeaba? Nu că le pune cineva degeaba, dar este vorba și de internet și de... Adică ca să poți urmări în cadrul primăriei, să poți urmări toată comuna. Adică sunt niște costuri, nu sunt așa de... Hai că punem camere și gata. Că... Hai știți, când funcționa în Scărișoara, se duceau și oprea curentul ca să nu funcționeze noaptea. Da, asta vă le vom pune pe baterii care funcționează și când sunt rupe curentul. În special la magazin acolo la Nelu, să facă podul la Margarita. Dumneavoastră știți ce este partea, aia altă? Păi, cunosc. Gunoi de oaie, dus cu raba, de... Cine este acolo? La care Margarita? Margarita, acolo, acolo scrie vorbă. Ulița aia la Valea. Acolo, acolo e dezastru ce e. Aia trebuia închisă de mult ulița aia și așa mai e ultima. Ia pe stadă, vreau frumos. Pe acolo venim. Gata, nu mai cereți multe. Ai dus pe cineva, ai pune pe cineva. Nu, dar... Ce să zic, doamna aceta, care vine la mine acolo. Nu-i așa? Nu-i așa? Nu-i așa? Nu-i așa? Vă promit! Vă promit! Haideți ca să nu mai e nimeni care să aibă o proiectă. Mă deviez de la ființă. Dar nu mai există nicio intervenție. Eu îmi supozitez că toate problemele ridicate din asta sunt cumva comune. Și am să vă mulțumesc pentru aprecieri, cu toate că rolul nostru încă nu e, din punctul nostru de vedere, dus la îndeplinire. Am considerat încă de când am hotărât ca să candidăm aici, că suntem născuți în Corbasca, în Comuna Corbasca și vrem să rămânem în Comuna Corbasca ceva după noi, așa încât generațiile care o urmeze după noi să poată aprecia cât pot aprecia, dar la justa valoare ce am făcut și să se bucure de rezultatele muncii noastre, că până la urmă putem fi părinți, putem fi bunici la un moment dat și atunci dacă cineva o să spună ceva bun despre tine, parcă îți vine să mai trăiești o zi, două. E adevărat că fiecare zi e un foc continuu aici, chiar dacă vedeți noastră atât din raportul pe care l-am prezentat, cât și din activitatea de zi cu zi, reiesă că nu se stă degeaba la primărie, chiar dacă unii dintre concetățenii noștri nu fac decât să ne interferească. Lucrul ăsta nu ne supără deloc, dimpotrivă, ne motivează, zic eu. Și noi vom continua să ne facem treaba așa cum știm să o facem și poate ne perfecționăm fiecare zi care trece, ca să putem să mulțumim pe toată lumea, indiferent de opinia fiecăruia. Spunea părintele Ailene odată că eram intrigat și sunt intrigat. Acum suntem în postul Paștelui și mă întrebam într-o zi, Doamne, cum aș putea să iert niște oameni care nu sunt drepți? Adică mă refer doar la două exemple, la Drăghici și la Lăcătuș. Sunt doi oameni pe care am avut ocazia, din nefericire pentru mine, să-i cunosc în viața asta. Mi-aș fi dorit să nu-i cunosc, sincer vă spun. I-am ajutat de câte ori am avut ocazia, adică, domnule, tangențial, poate le-am întâlnit și poate au avut ceva beneficii după urma mea.
din 2016, de când sunt la primărie, nu contenez când am reclamat. Deci nu contenez. Fiecare an, Drăghici, regulat, vine cu o reclamație, dar nu e cât masa asta de mare. Atacă absolut toate problemele, toate activitățile pe care le-ar putea desfășura o administrație publică locală. Acum vreau să vă spun că a sunat de la Direcția de Sănătate Publică, care a venit la reclamația inițială și cer. De ce fântâna de la Irimia n-a ieșit apa conformă? O să mergem din nou să ducem probe la DSP, pentru că noi ne-am angajat. O să punem clor din nou în fântână. Culmea, pe suprafața administrativă a noastră, eu cred că e cea mai bine îngrijită fântână, aia de la Nea Toader de față, acoperită, împrejmuită. Nu ies analizele bune. Ce să-i fac eu la fântâna aia decât să o închid? Sau să pun o plăcuță, că asta am și făcut cu apă nepotabilă. Nu-i potabilă apa, ce vrem să facem? Nu suntem noi vinovați că la ora la care astăzi vorbim, tehnologia a avansat așa încât lumea nu mai prășește și dă cu herbicid, nu mai dă gunoi de graj, pentru că și ăla nu mai e bun în percepția asta din Uniunea Europeană, nici ăla nu mai trebuie folosit, probabil că o să-l mâncăm noi, să-l reciclăm prin îngurgitare. Da, și lucrurile astea, vedeți, te aduc în pragul în care tu ajungi să spui întrebări. Dom'le, cum poți să ierte eu? Că Tatăl nostru spune și ne iartă nouă greșeală noastră, pentru că și noi iertăm greșit. Cum iertăm noi greșiți? Păi cum să ierte eu lui Drăghici? Deci am fost în instanță. Eu n-am fost la poliție să dau niciodată declarație. Acum, adică sunt primar, m-am învățat de scriu declarații ca Ion Creangă, n-am mintit din copilărie. Lăcătuși la fel. Măi, fraților, eu pot ierta oamenii ăștia. Și sunt obligat să iert. Creștinești, eu sunt obligat să iert. M-am dus și m-am mărturisit, m-am întrebat, părinte, nu-i corect să spun lucrul ăsta. Ați nedreptățit cu bună știință pe cineva? Domnule, zic că fiecare zi mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere, să-mi țin în mintea asta sănătoasă, să nu fac prostii, pentru că un om din ăsta nu merită, domnule, să-i faci ceva. La unul din ăsta care stă numai și cerșește, să vedeți câte amenzi sunt la doamna Lăcătuș, toate din cauza cerșetoriei. O femeie puturoasă, care n-a făcut în viața ei nimic și care acum vine să reclame, doar atâta știe să reclame. Fără să o judece cineva, deci eu vreau să vă spun ceva, unchiul meu a dispărut de 3 luni de zile. Poliția română nu dă un rând legat de această dispariție reclamată de noi, dar Lăcătuș dacă reclamă, a doua zi eu schema la poliție. Eu cum să judec eu lucrurile astea? Băi, fraților, când dispare un om, că nu e un boboc de gâscă care e prost și nu judecă, nu ne interesează, ci doar asta, că la urmă scrie în colușa că a dispărut și nu mai are nicio treabă cu noi, ne-am făcut treaba, știi? Dar Lăcătuș că reclamă, zic, domnule, dar nu am ce că au venit aici, făcea ca nebună. Băi, dar o cunoști de-ați ani de zile, în fiecare an face ca nebună, că e nebună, n-ai ce să-i faci la urmă. În sfârșit. Da. I-am ajutat copilul în urma unei mascarade regizată și am fost toți păcăliți, inclusiv eu, care zic, bă, poate am mai văzut pe lumea asta nebunit, dar asta chiar nu o luat și pe surprindere. Să certa cu noră sa de o vehemență, eu concluzionând că o să ajungă să o omoare. Și am zis, bă, hai să-l luăm de aici. Am vorbit cu femeia care are un ONG. Să-l ajute, să-l mutăm acolo, să despartă de maică-sa. Cum s-a mutat el acolo, a dus-o și pe maică-sa lângă el. Păi, băi, frate, ce a făcut acolo? 60 de oameni din comuna Corbasca reclamă că nu mai pot trăi la poliție, că nu pot trăi în imediata lor apropiere. Adică circul făcut de ei și scandalurile și apostrofările și tot ce și mizeria care o produc acolo. În afară de faptul că au trecut la tăiat copacii femeii în curte, adică ei nu au pus-o în bărți în gard și taie sau câmp să-și facă foc, pentru că ei lene se ducă la pădure să aducă lene. Temea cere de anul trecut, din luna noiembrie sau decembrie, să fie evacuată casa în condițiile astea în care tu nu-ți plătești datorii, tu nu faci nimic ca să te gospodărești acolo. Avea scris și a asumat prin hârtie scrisă, că o să aibă grijă, că o să zugrăvească, că o să repare, că o să facă, n-a făcut nimic. Femeia cere primărie, primăria înaintează poliție să ne acorde sprijin. Nu vine nimeni să facă nimic. Băieții ăștia care s-au angajat facultativ la poliție, din punctul meu de vedere, și astăzi o să spun lucrurile astea cum trebuie și o să cer în mod expres să vină să mâine să elibereze casa aia. Și așa stau... Nu se poate așa ceva, mă, fraților, dar eu sunt primar, eu n-am altă treabă decât să dau declarații. Dă-mă dracu, mă duc acasă, nu mai pot.
una, două reclamă, drăghici, și eu trebuie să... Deci nu-i cunoaște Curtea de Conturi, nu-i cunoaște toată, din punctul meu de vedere, negativ, că nu, ce zic, bă, ce-i acolo la voi? Ce e la voi acolo? Dar știi să scrii? Domnul Mar, dar și poliția stă tot ca... ca și poliția stă ca Lăcătuș. Da, da. Stă Lăcătuș. Așa stă și poliția la Corval. Așa stă și poliția la Corval. Le s-o dărâma acasă și o venit să-i ținem fără hârtie. Când e nevoie, duce-mă. Mai nou, acum aduce și pe Costoliba și pe Noni și fac acolo fai, ferea. Pe cine să seamănă, doamnă? Cine să seamănă să adună? Nu-i normal. Bun. Eu cer scuze că am făcut paranteza asta, dar am ținut cont că chiar mă frământă lucrurile astea și mă duc la popul înapoi la care m-am mărturisit. Părinte, ajută-mă să pot ierta. Cum să ierte oamenii ăștia? Mă da, dacă dai exemplu personal, să spui, domnule, uite așa am făcut, eu am mâncat pământ până mi-am dat seama că trebuie să iert. L-au reclamat-l pe părinte de vedere. Așa face și păi, dar nu, dar cum, eu cred că omenește, nu mă țeas. Omenește, eu ca un om care am trăit pe lumea asta, eu cred că e imposibil să mă oblig să iert. Bă, nu mort în păcat, cu păcate pe mine, nu pot mă să iert pe ăștia. Aveți 5 cazuri de 7 comune? Da, măcar 3 sunt, de mai ieșit Gădei, am uitat, l-am și pe Gădei. Dar bă, ăștia cred că nu merg. Gădei a făcut reclamația acum, atenția Curtei Conturilor, a NAF-ului, a nu știu cui. Deci toată lumea, când primesc eu reclamații de la el, 5 organisme de, cu atribuții de control. Bă, dar ea n-au altă treabă decât să citească prostiile tale, că noi de când sunt eu la primărie și înaintea mea toți primarii, toți au furat, toți au fost boți, toți, da, toată lumea. Păi nu, bă, oamenii ăștia au stat la politic de 2-3 ori scriau cearșa fără întregi. Bă, dar asta e menirea mea, să vin la primărie ca să-ți dau explicații ce e. Bă, tu l-ai adus o sârmă, bă, du-te la Drăghi să vezi ce bordea e. Mie mi-ar fi rușină să intru în curtea aia. De unde stai? E cu cartoși cu dopuri de bere venit de casa lui. Acolo, unde înțelegi? Unde cum făceau bunicii noștri cu 50-60 de ani, 80 de ani, de înainte. N-aveam nici dopuri de bere. Bună. Face reclamații. Da. Vine aici cu un laptop și cu un diplomat. Și pozează în cetățeanul bănesc și pe la instituțiile la care duce să reclame. Pozează, înregistrează, dacă stai de vorbă cu el. El a spus, e program de audiență, la mine nu mai vii, vorbește cu domnul secretar, se programează audiență și te programează. Când, așa l-am vindecat pe Sturza, de la începutul mandatului, de la început cu o scrisoare. Zic, prietene, program de audiență, nu vii la mine la ușă. Și nu mai vin deloc, s-a lipsit. V-a dat Dumnezeu și l-a muiat pe el. Ăsta acum scrie de la distanță. Da. Nu cumva e rudă cu domnul consilier Drăghi? Da. În legătură cu problemele ridicate de domnul viceprimar, eu n-am vrut să spun decât lucruri frumoase. Credeți-mă că am zis că dacă tot o să punem, că toate hotărârile consiliului local sunt puse pe site-ul primăriei sau unde o să fie pus în monitorul oficial local, lumea să nu vadă arele noastre, că sunt chiar așa, mai facem noi ca pisica, că știți că dacă le arătăm pe toate, sunt prea multe și surâțele. E grozăvie. E un război pe care, eu nu vreau să spun că l-am pierdut, dar e un război care ne sufocă în fiecare zi. Și nu știu cât mai facem față, credeți-mă. În condițiile în care doar cumva legislația ne mai ajută pentru că mai vin niște oameni care să-și facă muncă în folosul comunității din cauza unor amenzi sau, eu știu, condamnări pe care din lor le au. În rest, la 416 avem numai oameni care nu pot, n-au capacitate de lucru, bătrâni, bolnavi și așa. Și oamenii noștri aia trei repară instalații de alimentare cu apă continuu, care vedeți că nu se mai termină și că foarte bine. Da, și atunci noi ce să facem mai repede? Să supraveghem activitatea asta de gospodărire în bunul sens al cuvântului sau să ne punem paznici la poarta fiecăruia, pentru că psihigienă, noi discutăm problemele astea în fiecare ședință. Din păcate, lucrurile, în loc să se amelioreze, se accentuează în fiecare zi. Și în fiecare zi găsești tot mai multe gunoaie și mă duc spre Bacău, mai duc pe partea aia la altă, că și văd că nu-i de ajuns că aruncăm la noi, mai ducem și dincolo de vodarul comunei și aruncăm prin toate râpile și măi, dar eu nu pot să înțeleg ce poate pricepe un om care aruncă un sac de gunoi în pădure.
Măi, în pădure de Duci, eu consider că acolo e ca o bulă în care eu m-aș putea salva în condițiile unui cataclism ăsta universal. Mă duc în pădure, că nu știu în altă parte să mă duc, unde aș putea fi protejat. Poate pădurea a fost bula aia de salvare pentru tot neamul ăsta românesc, care de-a lungul veacurilor în pădure s-au refugiat. Și când veneau tătare, și când veneau ruși, și când au fost război, s-au dus în pădure și s-au salvat. Ce faci mai? Dar nu, asta înseamnă să nu fii citit nici măcar un ziar în viața asta, ca să nu înțelegi care este rolul pădurii în ecosistemul ăsta în care noi conviețuim ca ființe vii. Pentru că se pare că suntem într-o letargie de asta absolut nedefinită, în care doar mișcările astea noastre lascive ne mai pot caracteriza ca ființe vii, că sus, embrionul ăsta sau ce dracu neuron ce trebuia să avem noi, nu există. Cum poți, bă, să arunci gunoi pe insula să mănânce vaca Pampers? Și tu mulți, și dai la copiii tăi, pe căcatul tău ți-l aduci să pui în farfurie. Cum poți să faci treaba asta? Cât în minte trebuie, măi? De asta, de azi înainte, credeți-mă, abia aștept o legislativă desfăcută. Toată lumea, domnul viceprimar, amenzi la fiecare... Și terminăm discuțiile, numai gata, am terminat. Nu mai putem. Se pare că singura formă de educație rămasă în viață este constrângere. Și dacă nu constrângi pe nenea, bă, de ce să pun mă remorși de pământ la intrare în curtea CAP-ului? De ce să pun peste tot, să blochez toate intrările? Facem pușcărie, că trebuie să fac garde peste tot. Unde să... Și aruncă peste garde, că nu să opresc aici. Nu mai, deci credeți-mă, adică nu dezarmezi niciodată, dar când vezi lucruri de astea care nu se mai termină, zici, bă, dar unde o fi crapă, după obosești tu la un moment dat, nu mai știu, bă, ce trebuie, bă, nu mai pot. Și ești principalul vinovat. Pentru că noi, la 4 ani de zile, suntem pe eșafodul cetățenesc. Ori să aruncă cu pietre noi, ori cu o clocite, ori alegem noi materialul cu care vom fi bombardați. Și atunci, nu-i mai bine să ne facem treaba așa cum trebuie, conform legii. Și eu cred că cei mai mulți vor aprecia. Din punctul meu de vedere, cred că sunt mai mulți oameni civilizați decât oameni nebuni, care fac ce fac prin comuna Corvastă. Păi lui Milica e rușine să vină să-mi spună, că mi-a spus lui Milion sau lui Geta. Mai bine au apucat să facă ea curățenie acolo, decât să-mi spună mie fiecare zi aceeași poveste, că vecinii aruncă gunoi. Ce să le spui la aia bătrân care de când trăiesc ea acolo aruncă gunoi? Sau la un nebun care se îmbată și aruncă tomberonul cu gura în jos și găsește acolo un prășteat de câini 200 de metri pătrați. Dar eu nu sunt de serviciu angajat la comuna Corbască, gratis. Dar din exemplul ăsta de voluntariat, toată lumea nu trage că știți să uită câștigați ce prostii. Deci eu am fost la Băcei nu odată, de 1000 de ore am curățat șanțuri, am singur cu mâna mea. În afară de faptul că am fost catalogat prost, nimeni nu aprecia niciodată. Și corect? Nu-i corect, dar atunci ce faci? Da. Da. Eu le-am spus și organelor de control, că dumnealor vin și vin la reclamații, au mai venit și la controle tematice și vor veni acum de Paște. Și acum vor veni cu comisia mixtă, formată iarăși din toate aparatele cu atribuții de control și vor verifica tot pârâul ăsta, că m-au întrebat de 1000 de ori. Doamna prea, e sigur că nu se deversează, doamna comisar. Zic, n-am făcut exercițiul ăsta să mă apuc să inventariez cine să... Dar eu știu că, de când știu eu, eu și eu am trăit pe malul pârâului. Toată lumea făcea veceul lângă pârâul, că așa era de când e lumea asta, pe la Corbastră. Nu-i corect. Dar știți cum e? Da, ca să nu sape multe gropi în viața, să face una, să duce în râpă. Ori fi. Sunt. Și atunci ce facem? Ne le punem cam nouă, bătare. Noi ce am făcut? Am făcut înștiințări la fiecare. O să fie distribuite toate, este și pe site-ul primăriei postat, modelul de înștiințare. Fiecare om, conform legii, este obligat, în condițiile în care are abonament la apă curentă, să își facă fosă pe care să o golească cu un operator autorizat din zonă. Nu punem noi pe cineva să facă cu cineva. Căutați pe cineva și întotdeauna să aveți măcar o chitanță, o factură de la operator, să puteți demonstra că fosa aia a fost golită și dus materialul rezultat în unde trebuie. Am contestat amenda, vom vedea ce iese.
orice leu pe care îl dai amendă, sigur nu prisosea nimănui și puteai face altceva cu el. Dar dacă avem cetățeni care, loc să ajute, nu fac decât să reclame, pe ce, cine Dumnezeu, ce medicament poate să-i vindeci pe el? Păi amenda e mai mare decât impozitul pe clădiri. Păi, eu ce să spun? În toată comuna Corbasta, amenda e dată mai mare decât impozitul pe clădiri. Da, sunt sume care pot fi comparate. Pot fi comparate, așa este. Da. Aș vrea să completez de cuvântul domnului primar cu privire la aspectele de mediu, așa cum a fost constatate de Garda de Mediu, în luna aprilie. Noi va trebui să supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la gospodărirea localității pe anul 2021. Și aș solicita ca acest proiect de hotărâre să-l facem mai din timp, să putem să-l facem public pe pagina de internet a instituției și să putem organiza cu acordul și cu sprijinul dumneavoastră fiecare sat câte o adunare cetățenească vis-a-vis de problemele de mediu care țin să ne creeze mari probleme la nivelul localității. Și din păcate nu putem face decât ceea ce legea cere. Ați văzut ce sancțiuni, ați văzut cum se pun problema, ele nu vor stopa, nu vor fi stopate, suntem deja cu brână roșie la nivel de județ, vor sta cu ochii pe noi și nu avem altceva de făcut decât să ne conformăm. Ca să ne conformăm nu numai cu documente, va trebui să ne conformăm și cu activități concrete în teren, cu privire la punerea la cunoștință publică, supunerea spre aprobarea a proiectului de hotărâre și prezentarea lui în adunările astea, în așa fel încât nimeni nu mai poate contesta că a primit o amendă de la primărie, că o să fie foarte înjurați după asta și uitați, își bat joc de femeia aceea bătrâză, că vom informa, vom pune afișe, vom face tot ce stă legal în putință, după care vom trece și la sancțiuni, așa cum spune legea, nu cum vrem noi. Suntem obligați să respectăm cadrul legal și nu este loc de întors. Cam asta trebuie, luna aprilie să ne deplasăm, poate timpul permite și vremea, câteva adunări publice, în așa fel încât să putem pune pe tapet activitatea asta. Că sunt sigur că până la sărbătorile de Paște ne vor călca din nou toate controlele de la nivel de județ. Da, omul ăsta nu se oprește și frațul meu transmis că a avut o discuție telefonică și că el nu se lasă până nu mă bagă pe mine în pușcărie și pe frațul. Adică n-am nicio problemă să fiu coleg de celul cu frațul, dar eu cred că o să ia mult timp lui ca să mă bage pe la pușcărie. Doar că nu o să trăiască când o să ajung acolo. Urmarea acestui control și a hârtiei emise de organele de control, nu mai avem voie să facem branșamente la populație până nu vom avea sistem de canalizare. Dar lor vedeau o întrebare absolut penibilă din punctul meu de vedere. De ce s-a făcut un sistem de alimentare? Pentru că așa era legislația în 2012 sau 2008, când Dumnezeu a început lucrările. Exact. Acum noi venim să judecăm retroactiv. Deci am făcut alimentare și da. Nu am făcut și canalizare. Am trezit la Consiliul Județean cu o întrebare pusă de la o doamnă de la cultură. Academic sună, o doamnă de la cultură, care în momentul avizării de către Comisia Tehnică a Consiliului Județean a proiectului planului urbanistic zonal ăsta general la Corbanska și domnule zice, dar nu puteți să-l avizați pentru că între timp legislația s-a modificat. Și avem un arhitect un pic nebun, recunoaște toată lumea. Și domnule, păi dacă dumneavoastră modificați, eu am început proiectul ăsta pentru planul urbanistic în 2017. S-au modificat legile de 5 ori până acum. Eu dacă am început proiectul ăsta, îl fac conform legislației în 2017. Nu că acum vă trebuie studiu arheologic, serios, doamne. Uite, spune o madale, ești o fată la cultură, cu cine îți faci un studiu arheologic? Nu este nimeni în Moldova. Deci nu există un singur specialist care să poată să facă un studiu arheologic, dar eu trebuie să-l fac. Și am zis, domnule, eu nu mai fac. Dacă până adopt eu ăsta planul, el expiră de drept, pentru că îi duce durata lui din viață, numai 10 ani de zile trebuie să fac altul. Păi și eu 10 ani nu reușesc să-l avizez, ce fac acolo? Când voi sunteți nebuni și schimbați legile fiecare an, e vinovat cineva de la Corbasca. Că atunci, în 2008, a fost bine că s-a băgat apă și toată lumea e mulțumită.
N-a existat în legislație obligativitatea de a face și canalizare, cu toate că chestiile astea sunt așa, legate. Adică nu poți să dai drumul la apă, să dai drumul să ducă apa aia. Caută și ea o gaură, să curgă, să duce la vale. Suntem vinovați pentru orice. Cineva spunea că e foarte bine că am aderat la Uniunea Europeană. Am aderat la toate principiile astea ale Uniunii Europene, care sunt unele moderne și actuale vieții pe care lumea o trăiește astăzi. Dar ce facem cu educația populației? Care a fost educată să trăiască într-un alt fel decât în ăla în care trăiește omul cetățeanul din Berlin. Care și el aruncă gunoi pe stradă, dar nu-i judeca ca mine, că na, așa vine acolo, servicii, au bani mulți, au cine să le facă. La Corbasca nu sunt oameni. Și nu avem foarte mulți bani ca să facem o salubritate. Că cineva spunea foarte... Factura la salubritate este cea mai mare factură dintr-o dispoziție de impunere a unui cetățean. Am ajuns să dăm bani pe gunoi mai mult decât dăm pentru casă, pentru tot, pentru tot ce însumează datoriile unui cetățean. Și unde ajungem? Nici măcar acum să conștientizăm că nu avem altă scăpare decât să reducem nenorocirea asta din emisia deșeurilor către exterior, pe care o să fim obligați să o aducem înapoi, să o punem în tomberoane, să o trimitem la groapa de gunoi. Da. Da. Domnilor, ați prezentat aici problemele din cele trei proiecte, precum și probleme de diverse. Ați scos în evidență și unele probleme care sunt mai confrunt cu cetățenii, dar nu le-ați spus și pe cele mai rele. Și probabil când un ajunge în teritoriu și mai discutăm și cu cetățenii, să le aducem aminte care este obligația fiecărui cetățean, pentru că, așa cum spunea și domnul primar, facem parte din Uniunea Europeană, sunt niște reguli care trebuie respectate de către cetățeni, sunt reguli care trebuie să ne încadrăm în aceste reguli, aceste obligații, și cu toate că populația la nivelul comunei nu este la numărul care este scris în statistică, pentru că dacă mergi cu un bacioi, la 10 case locuiește o familie. Și dacă facem un inventar, cred că mai mult de 500 de oameni nu se trebuie în satul bacioi. Zic așa. Sau și în celelalte sate, și în Vârcele, și Corbasca, și... Da. Am ascultat și raportul primarului, pe care am constatat că a existat o preocupare pentru dezvoltarea comunei, dezvoltarea satelor noastre. Ați văzut că proiectele care noi le-am aprobat în cei 4 ani de zile s-au văzut de-abia în ultimul an de mandat, ca să vedeți cam cât durează un proiect până este implementat, până se apucă de treabă, să fie rezolvat ceea ce ne-am propus. Asta înseamnă că începem acum alte proiecte, alte, e vorba de introducerea de gaz natural, canalizare, eu știu, modernizarea drumurilor locale. Deci și aceste proiecte la fel vor dura. Și să vă țineți seama și de sumele de bani care sunt alocate pentru Comuna Corbasca. În condițiile în care suntem noi, așa consideră cei de sus, este bine să fie alocate sume în mod egal, ținând seama de numărul de populație, așa cum era stabilit și este stabilit, și nu după bunul plac ca fiecare. Din raportul prezentat de domnul primar, vă rog să aveți în atenție, începând cu acest an, 2021, să verificați fiecare locuință în parte, pentru că s-au modificat, s-au făcut fără aprobări, fără autorizări, și au apărut și au rămas cu aceleași impozite mici, care au fost acum 13 ani de când eram eu primar,
trebuie verificat și trimis cei care se ocupă de problema asta să meargă, faceți o notă pe sate și deplasat echipă și să verifice. Mai este clădirea care, pentru care au plătit impozit sau s-au mai adăugat și alte construcții și alte anexe și... Deci, pentru că, acum ați văzut și dumneavoastră, comuna Corbasca sau toate comunele din țara asta vor trăi pe impozitele și taxele care se realizează la nivel, la nivel local. Am văzut, au fost trimise la Băceu grămadă somații și de executare silită. Sunt sume extrem de mari, care văd că nu mai știu dacă din câte s-au trimis la Băceu sau în comună, au venit cetățenii să-și achite datoriile. Trebuie urmărit dacă este trimis și executarea silită, stabilit ce obiecte are în gospodării sau construcții, mașini sau așa, pentru că dacă sunt sume mari, trebuie executată persoana respectivă. Sunt multe lucruri de făcut și sper în conducerea care este în prezent la nivelul primăriei se va ocupa de rezolvarea problemelor, dar și noi trebuie să fim alături de conducere și cetățenii din comună ca să poată fi realizate și să nu ajungem să primească amendă primăria pentru niște lucruri care sunt făcute de noi, fără să avem un pic de conștiință. Să arunc gunoi unde nu trebuie, să arunc bidoane unde nu trebuie, să arunc... Am mai auzit dimineața acum legătură cu măștile care miroase câinii, s-ar putea să infecteze și câinii. Deci asta înseamnă că... Să trece și la animale. Trebuie făcut o muncă de lămurire, începând de la grădiniță până la... la ultimul cetățean și să nu arunce masca oriunde. Da. Supunem la votul dumneavoastră cele trei proiecte. Deci, cine este de acord cu proiectul de hotărâre numărul 25? Știți despre ce vorba? Actualizarea devizului pentru Caminul Cultural. Proiectul de hotărâre numărul 26 pentru aprobarea utilizării sumei de 1.000.000, toți sunteți de acord, da? Da. Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 27, stabilirea costurilor pentru handicapați. Sunteți de acord, da? Da. Și raportul primarului, cine este pentru? Corect. Vă mulțumim. Mulțumim și noi. Mulțumim de participare. Mulțumim. 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 Mulțumim.